Vă salut și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi am să vorbesc cu voi despre dividende. Am găsit pe Tradeville acest tabel, un tabel foarte interesant și foarte util pentru toată lumea care vrea să facă bani din dividende. Haideți să citim puțin. Tabelul de mai jos prezintă informații referitoare la dividendele pe care urmează să le distribuie unele dintre cele mai importante companii listate pe piața principală a BVB. Pe primul loc aici cu cel mai mare randament se află Rom Carbon, urmat de Alumil, Uh, și așa mai departe. Am să explic pentru ce ce sunt la început cu bursa. Pe mijloc aici aveți randamentul dividendului, în partea dreaptă aveți data de înregistrare, iar în tot în partea dreaptă aveți data plății. Să spunem că voi v-ați ales o anumită companie. Nu contează, uite, Rom Carbon, de exemplu. Ca să beneficiați de dividendul pe care Rom Carbon îl va distribui, voi trebuie să fiți atenți la Exidate. Exidate-ul, din câte știu, este cu o zi în urmă față de data de înregistrare. Adică dacă data de înregistrare e pe 25, exidate-ul s-ar putea să fie pe 24. Intrați la fiecare companie în parte și fiți atenți acolo la aceste informații. Dacă nu intrați la mine pe playlistul investiții, am acolo foarte multe videoclipuri. Am să vă las la sfârșitul acestui videoclip două pe ecran, dacă vreți să le vedeți, legate de dividende, companii, fel și fel de lucruri de genul, care vă vor ajuta destul de mult. În partea stângă avem dividendul per acțiune. La rom carbon va fi de 0,05 ron per acțiune. În acest tabel nu sunt incluse toate companiile, sunt incluse așa cum v-am menționat mai sus, unele dintre cele mai importante. Eu mă uit foarte mult la rom carbon, la nuclear electrica, la rom gaz, la conpet, OMV petrom și haideți să văd dacă mai am ceva pe aici, Aquila, mai este momentan cam atât. Sfatul meu este să vă uitați la aceste randamente de la 7,6 în sus și să intrați la fiecare companie în parte să vă uitați la ce dividende au distribuit în anii anteriori. În acest moment aveți totul pe tavă, totul poate să meargă foarte lejer. Vă dau încă un sfat destul de util dacă vreți să faceți dividend multiplicat, ca să spun așa. Să spunem că v-ați luat dividend de 11% de la ROM Carbon. Bun, 11% foarte bine. Intrați acum, de exemplu, dacă data plății este pe 15 a 6 -a, ați putea investi dividendul pe care l-ați obținut la Rom Carbon la Haideți să ne uităm puțin aici, la de exemplu RomGas. Puteți investi la RomGas și după 21 de zile, adică 3 săptămâni, vă veți lua un dividend la dividendul pe care voi l-ați primit. Sper că are logică și că nu v-am încurcat foarte mult. După aceea, haideți să ne uităm puțin Rom Gaz, aici la 27 a 7 -a. Haideți să ne uităm mai jos, da? Putem lua dividend din dividend din dividend la farmaceutica remediat, care va avea data de înregistrare pe 6 anua 2023, iar data plății pe 21 anua 2023. Aici văd că au greșit, au scris uh, altceva. Dacă vreți să faceți mai mulți bani din dividende, puteți reinvesti dividendul la fiecare companie care se încadrează în acest tabel și la care puteți cumpăra înainte de ex-date. Încă un sfat pe care aș putea să vi-l ofer ar fi acesta, să nu vindeți acțiunile. De ce vă spun asta? Eu până în acest moment nu am vândut nicio companie. Din potrivă, sunt pe plus la multe companii și pe lângă asta mi-am luat dividend. De exemplu, la Romcarbon. Sunt pe plus cu un 23% pe lângă dividendul pe care mi l-am luat anul trecut, iar în acest an îmi voi lua un dividend cu un randament mult mai mare, nu va fi randamentul meu acesta de 11%, pentru că eu mi-am cumpărat acțiuni la un preț mult mai scăzut. Urmăriți și aici am vrut să ajung. Urmăriți data la care s-a calculat randamentul dividendului. Vedeți cât a fost atunci o acțiune la orice companie. Iar în funcție de asta vedeți dacă este rentabil să investiți sau nu. Pentru că sunt șanse ca acea companie să fi crescut. Iar randamentul vostru, de exemplu la Rom Carbon, să nu mai fie de 11%, să fie unul mai mic. Dar în cazul în care compania a scăzut, este o idee foarte bună să cumpărați pentru că randamentul vostru va fi mai mare. Investiți în companii stabile, nu investiți în companii, v-am mai vorbit despre ele, cu care oferă un dividend de 30%, 20%, nu este o idee foarte bună. Urmăriți lista asta cel mai bine pentru că în fiecare an, dacă vă uitați și în anii trecuți, veți vedea că aceste companii rămân tot aici, iar mai mult de atât, dacă țineți acțiunile pe termen lung, să spunem 5 ani, 6 ani, randamentul vostru dacă o companie va crește 50% sau 100% va fi mult mai mare și nu va fi de 9 sau 7 sau 6%. Deci aveți grijă. Aveți grijă în ce vă investiți banii. Vă aștept părerile în comentarii. Sper că v-a fost de folos acest videoclip. Pe mine cel puțin mă ajută foarte mult. Am încercat și eu să fac tot așa un tabel. Ați mai văzut și în alte videoclipuri. Dar ăsta este un tabel foarte, foarte bun. Și pe care îl voi urmări cu mare atenție și în care am să încerc să fac un efect compus, să spunem așa, la banii pe care îi iau din dividende. Mai văd aici turbomecanica care este pe 10 a 10 a 2023, acum văd că are un randament de 9,4, să vedem la momentul respectiv ce randament va avea, dacă nu va fi un randament foarte bun pentru mine, nu voi investi, dar rămâne de văzut la momentul respectiv. Până una alta, eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, nu rămâne decât să vă salut și să vă urez o zi bună. La revedere!